Într-o perioadă în care drapelul țării nu înseamnă prea mult pentru tinerele generații, un bărbat de 66 de ani ne oferă o adevărată lecție de patriotism. De 10 de ani este nedespărțit de talismanul care, după cum spune el, i-a salvat viața, drapelul României. Acest steag e de când aveam 6 ani. Acest steag mi-a salvat viața pentru că tata m-a trimis, era diriginte la postul și m-a trimis cu el la un general de aviație în pensionare. Pe drum m-am întâlnit cu 5 băieți de liceu, mai mici, că să merg cu ei, că aveam o traistă mare, era ca eu în creangă, o tăia pe așa și hai cu noi. Unul pe urmă mi-a spus că avem o grenadă și s-a jucat cu ea și a explodat și pe toți i-au murit. Eu, având frică de părinți, mi-am respectat să duc acest steag și mi-am salvat viața. De atunci îl port cu mine și în somn l-am în gând. Când era copil, tricolorul l-a dus departe de locul unei tragedii. Acum, după 60 de ani, încă îl mai poartă la piept, dar mai ales în suflet, semn că l-a apărat în continuare de necazuri. Pentru Pavel Diaconu, drapelul a devenit cel mai de preț lucru, așa că în ziua de 1 decembrie îl va flutura la manifestările organizate în oraș. Am să merg la defilarea armatei și unde se manifestă petrecerea zilei din 1 decembrie. Și ca orice român care știe originile și cunoaște simbolul portului popular, a făcut acasă un mic muzeu. Piesa de rezistență este un port vechi de aproape 100 de ani. Pe vremea aceea, bărbații nu purtau brâu, ci o bandă în culorile drapelului. Brâu și ăsta are 100 de ani, uitați. Și așa purtau oamenii acum. Da, acum se poate de asta. Așa înțeleg unii români, din păcate tot mai puțini, să cinstească valorile neamului românesc, tricolorul și portul popular.